Tânărul plecat în afara granițelor țării a intrat în atenția autorităților străine după ce s-a specializat în furturi de biciclete. Pentru că afacerea i-a fost descoperită, pe numele lui a fost emis un mandat european de arestare. În cele din urmă, bărbatul a fost prins la Târgu Jiu. La data de 4 mai anul curent, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat pe raza municipiului Târgu Jiu un bărbat de 32 de ani din localitate, care poseda mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Danemarca pentru săvârșirea infracțiunii de furt. Bărbatul a fost prezentat parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, unde i-a fost emisă ordonanță de reținere, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Dolj.